prea cuvioși și prea cucernici cu părinți, consilieri și inspectori, prea cucernici cu părinte protopop, domnule primar, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Biblioteca Municipală. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la o manifestare în memoria scriitorului Mircea Scarlat. Întrucât România se află de 3 zile în doliu național în memoria celui care a fost regele nostru, regele Mihai I, o să începem manifestarea de astăzi cu un ceremonial religios. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Yeah.
așează în rai, unde cetele sfinților, Doamne, și drepții cu lumină tonii strălucesc. Pe adormiții robii tăi odihnește, trecându-le lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru.
nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Dumnezeu, Duhul și-a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai sărbat și ai trăit viața în mitare, însă-ți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, într-o fericită adormire, majestatea sa, regele Mihai, regele României, majestatea sa, regina Ana, și pe robii lui Dumnezeu, care acum pomenim Mircea, cu tot neamul ce a dormit, Marcel, Melania, Jean, Ioan, cu tot neamul ce a dormit, și toți oamenii de cultură, rămașcan trecuți în odihna veșnică de-a lungul timpului, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală a săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un bun și viitor de oameni, Dumnezeu iartă-i. Că nu este un care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne! Vierea și viața și odihna a dormiților robilor Tăi, împlinit Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Celui fără început al Tău, Părinte, și Prea Sfântului și Bunului și viață Păcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
și voia Tatălui meu, care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta, cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dorit putere de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și neprednici robii Tăi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuți prea bunule împărate, prin noi smeriți și nevrednici slujitorii Tăi, iartă robilor Tăi, regele Mihai I al României, regina Ana cu tot neamul lor cel adormit, Mircea, Marcel, Melania, Jean, Ion, cu tot neamul lor cel adormit, orice au greșit ca niște oameni în această viață. Iartă-le toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, deslegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la arhiereu sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta în prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veacă au binefăcuție, iar trupurile să se dea firicele zidite de Tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în veci. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purăia și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeul nostru, pentru că cine prea curate Maice sale, ale Sfinților și de tot lăudaților apostoli, ale Cracovioși de Dumnezeu, purtători părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zâmbiat din morți, în cortul drept să se le așeze, să nu mai dăm să o vindească, cu drept să se numerea pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Cu fericită adormire veșnică odihnă pe Doamne, sufletelor adormiților, ochilor Tăi, regele Mihai I, regina Ana, cu tot neamul lor cel adormit, Mircea, Marcel, Melania, Jean, Ion, cu tot neamul lor cel adormit, șlefelor Doamne veșnică, oh!
Nepără, Doamne, veșnică pomenire! În Anglia sau în Elveția, întotdeauna rugăciunea Tatăl nostru a spus-o numai în limba română. Dumnezeu să-L odihnească pace pe regele nostru, regele Mihai I, drum bun, majestate, spre un regat mai bun, regatul luminii. O să continuăm manifestarea de astăzi, intitulată Festivalul Național Concurs de Receptare Critică a Poeziei. Și o să vă spun pe scurt povestea festivalului. Pe 14 septembrie, atunci când la Roman am dezvelit o placă pe casa în care a locuit academicianul Constantin Ceilescu, doamna colonel dr. Florentina Georgeta Ursu a avut o frumoasă inițiativă și aceea de a comemora anul acesta împlinirea a 30 de ani de la moartea celui care a fost scriitorul Mircea Scarlat. Înainte de a continua, o să îl rog pe domnul primar să ne prezinte salutul domnului sale. Vă rog, domnule primar. Bună ziua tuturor! Mă bucur, în primul rând, să avem iarăși oaspeți de seamă la Roman, chiar dacă putem vorbi astăzi despre o zi tristă pentru noi, având în vedere evenimentul istoric care se întâmplă astăzi, e important totuși să marcăm, așa cum se cuvine, acest eveniment și inclusiv prin acest festival să mai arătăm încă o dată că Romanul a devenit în ultimii ani un oraș foarte efervescent din punct de vedere cultural. Se întâmplă foarte multe lucruri frumoase în acest, și în acest domeniu, aș putea spune, la Roman, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure. Încă o dată, iată că eforturile susținute pentru a reabilita această clădire își arată roadele și putem să găzduim astfel de manifestări deosebite la nivelul municipiului Roman, în această frumoasă bijuterie arhitecturală a municipiului Roman, iar eforturile noastre ale administrației publice trebuie să meargă mai departe spre restaurarea, consolidarea și păstrarea patrimoniului cultural și istoric al municipiului Roman. Mulțumim pentru vizita și pentru onoarea de a avea astăzi alături de noi pe acești importanți oaspeți. Mă bucură faptul că de la o inițiativă a administrației publice locale a venit, iată, din partea oaspeților de atunci, de acum, cred că putem să-i considerăm de-ai casei pe cei care astăzi ne calcă pragul și avem toată deschiderea pentru multe alte manifestări care pot fi găzduite la nivelul municipiului Roman. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor care sunteți prezenți în sala astăzi, o sâmbătă după amiază, dar
ați ales să vă petreceți timpul într-un mod plăcut, spun eu, pentru că vom avea un eveniment cu adevărat interesant pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc încă o dată pentru cuvânt. Și din partea familiei și din partea familiei Ursu și Scarlat aveți o diplomă și o medalie pe care am făcut-o cu ocazia acestei comemorări. Și de asemenea la Alexandria s-a realizat o carte poștală cu chipul și cu câteva cuvinte despre Mircea Scarlat. Mircea Scarlat fiind născut în zona Teleormanului, în Alexandria. Vă mulțumim mult, știm că iubiți mult cultura și vom fi mereu aproape. De fapt, ce să spunem că suntem aproape? Noi suntem rămașcani și aici este acasă. Mulțumim! Mulțumim, domnule frumoasă, și pentru susținerea acțiunilor noastre culturale dintotdeauna. Poate o să vă întrebați de ce un festival de poezie. Ei bine, dintre toate genurile literare, genul liric mi se pare a fi cel mai complex și cel mai frumos. Altfel spus, poezia nu e floarea, e roa de pe flori. Și ce e roa, dacă nu, așa cum spunea Lucian Blaga, roa este sudoarea privighetorilor care s-au ostenit toată noaptea cântând. O inițiativă frumoasă a doamnei colonel doctor Georgeta Florentina Ursu, care îi spunem bine ați venit acasă și pe care o invit în continuare să vă prezinte cu multă emoție repere din biografia scriitorului Mircea Scarlat, văr primar cu doamna doctor, să descoperim lucruri inedite astăzi. Vă rog, doamna doctor. Mulțumesc foarte mult. Eu aș propune să luăm loc și să fie așa ca o șezătoare literară, ca și o adunare culturală în omagiul, în cinstea și în omagiul lui Mircea Scarlat. Am adus aici în romanul nostru natal figura luminoasă și merituoasă a celui mai strălucit membru al familiei Scarlat, Mircea Scarlat. Mulți s-au mirat de alegerea noastră. Putea să fie Alexandria, locul nașterii și creșterii lui Mircea, sau București, locul consacrării sale, sau Iașul, leagănul cultural al românilor. Dar noi am venit acasă, într-un lăcaș de cultură minunat, înconjurați de cultura celor care l-au cunoscut sau l-au citit, și sigur a celor care îl vor primi în memoria domniilor lor. Se împlinesc 30 de ani de la trecerea lui Mircea la stele. Pe 18 decembrie 1987 s-a pierdut Mircea. Având un destin frânt, dar nu înfrânt, cum ar fi spus și el după Horatius, nu voi muri în întregime, o mare parte din mine va pirui moartea. Și iată că am hotărât, am amintit de vărul meu într-o discuție cu fostul său coleg, cu domnul profesor Lucian Strochi. Când am amintit de vărul meu, domnul profesor a lăcrimat. Cred că acele momente au reprezentat debutul acestui festival concurs pe care îl readucem printre noi, prin care îl readucem cu viața și opera impresionantă realizată în doar 36 de ani. În continuare pot spune că vom avea câteva momente unice în care vom intra în universul lui Mircea Scarlat, acest romantic întârziat, așa cum e și titlul ultimului său roman, publicat postum în 2002. Mărturisirea lui Mircea la 20 de ani a fost următoarea: vreau să scriu, sunt un încăpățânat, visez să scriu și nu vreau să renunț la visul meu, visul adolescenței mele, vreau să scriu. Voi enumera câteva din afirmațiile lui Mircea și din critica lui Nicolae Manolescu, profesorul și mentorul lui Mircea, Nicolae Manolescu, fiind acum președintele Academiei Române și președintele Uniunii Scriitorilor din România.
Noi nu realizăm într-adevăr nimic productiv, spunea Mircea Scarlat, dar omenirea n-are numai necesități materiale, ci și unele spirituale. Rezultatele muncii noastre nu sunt prea vizibile. Datoria noastră este să menținem, să readucem poezia, cu majuscule, între oameni. Dacă pe lume ar exista numai tehnicieni, poezia ar fi în pericol de dispariție. Și dacă ar dispărea poezia, ar dispărea și omul. Ori s-ar transforma, ar fi poate mașină, robot sau orice altceva, orice în afară de om. Datoria noastră este să sperăm într-o lume mai bună și să știm să transmitem speranța noastră celorlalți. Să știm să visăm și să credem în visurile noastre. Da. Să învățăm și pe ceilalți să creadă în visurile lor. Datoria noastră este să veghem ca omul să rămână om. Să veghem ca nimic din ceea ce e omenesc, poezie, lirism, iubire, gingășie, să nu dispară. Să apărăm omul de tot ceea ce l-ar putea dezumaniza. Să-l învățăm să fie mereu stăpânul tehnicii și niciodată sclavul ei. Să-i arătăm că pe lume mai există un colț de paradis. Să menținem conștiința oamenilor, nostalgia raiului. Iată ce scrie domnul profesor Nicolae Manolescu. Clasificarea poeziei moderne pentru mulți a fost și va mai fi un prag de neîntrecut. Mircea Scarlat a rezolvat în mod practic și realist. Ca să nu spun că a analizat pe Arghezi, pe Fundoianu, pe Margo, pe Blaga, pe Filipide, în fond pe toți poeții importanți ai secolului, nu e la îndemâna oricui. Mircea Scarlat o face ca un profesionist, fără complexe, cu aplomb și chiar cu o anumită superbie, prin care mulți și-i bascula în cap. Mircea Scarlat este neîndoielnic, un critic talentat, care scrie cu o anumită pregnanță, cu orgolul formulei lapidare, n-are deloc morgă, semn că nu va deveni cercetător academic, ci critic. E chiar pe alocuri prea familiar, însă știe ce vrea și nu moare de sfială când trebuie să-și impună punctul de vedere împotriva reputațiilor. Scrisă cu aplomb, inteligență, introducerea lui Mircea Scarlat este fără îndoială opera unui critic înzestrat. Și voi mai aminti câteva cuvinte spuse de tatăl său, Marcel Scarlat, pentru că a fost așa o slujbă de pomenire impresionantă, înălțătoare. Voi aminti că Mircea Scarlat a fost foarte iubit de către înalt preasfințitul, mitropolitul Antonie Plămădeală. Se știe că a fost și l-am și cunoscut și am și discutat despre Mircea Scarlat, a fost un mare iubitor de cultură. Deși se cuvenea ca în mașina oficială să urce Dumitru Radu Popescu și George Bălăiță, reprezentanți marcanți ai Uniunii Scriitorilor, mitropolitul a preferat doar pe Mircea, căruia i-a spus: Mircea, te credeam mai bătrân. Nu era prima dată când vârsta mi se ghicea, dar aici este vorba de o întâlnire indirectă a celor doi prin operă. Afirmația aceasta, mi se pare, îl fixa în generația sa ca pe un tânăr matur. De asemenea, în momentul când Mircea a hotărât să scrie istoria poeziei românești, singura în 4 volume în literatura noastră, s-a prezentat la domnul profesor Nicolae Manolescu cu manuscrisul, primele 2 volume ale istoriei poeziei românești. Nicolae Manolescu l-a încurajat să o publice. Scrie: ești mult înaintea mea. Criticul urmea să scrie o lucrare similară. Iată, în câteva cuvinte, n-aș vrea nici să exagerez, cred că am putea să vorbim o săptămână, zile întregi. Aici am, de exemplu, jurnalul lui în manuscris, pe care sperăm să-l publicăm într-o carte. Mai sunt și alte lucrări și manuscrise. Mircea Scarlat a fost uitat și nu vrem să fie uitat,
Tocmai prin acest festival sperăm ca să devină, mă scuzați, sunt foarte emoționată, dar mă și bucur foarte mult că reușim să realizăm această acțiune. Deci gândim acest festival ca o primă ediție care în continuare să dăinuiască, să dăinuiască la Roman, să dăinuiască în întreaga țară și să se audă măcar o dată pe an despre acest mare critic și om de cultură, scriitor și istoric literar, câștigător al bursei Herder în anii 1980-1981, fiind student la Viena cu bursa Herder oferită de domnul academician Alexandru Rossetti și să poate să-i și continuăm toate proiectele sale, pentru că în acest, voi citi numai două, trei cuvinte din începutul și sfârșitul acestui jurnal al lui Mircea. La 10 aprilie 1977, deci când împlin 71, când împlinea 20 de ani, deviza lui era următoarea: nu-ți îmbogăți sufletul cu adevăruri mărunte. Deviza lui Braga. Am împlinit 20 de ani. Ce vârstă frumoasă! Trebuie neapărat să profit de ea, dar să nu-mi bat joc de frumusețea ei. Am tot viitorul înainte. Îmi place starea de incertitudine în care mă aflu. Trebuie însă să mă gândesc continuu la viitor. Încep azi să-mi scriu acest jurnal în care voi consemna romanul vieții mele. Nu-l voi arăta la nimeni. Va fi prietenul meu mut, va fi judecătorul meu. Jurnalul acesta aș vrea să mă ajute, după ani și ani, să mă reîntâlnesc cu mine, cel de acum. Și ultimele cuvinte. Mi-e groază când mă gândesc că s-ar putea să mor mâine și ceilalți îmi vor găsi toate notițele, toate visurile, toate proiectele nerealizate. Suferință, ultimele cuvinte, până când tristețea va fi stăpâna lumii. Mircea Scarlat a trăit puțin, a muncit foarte mult și a realizat foarte multe, a rămas un nume în critica și în literatura românească și vă rog ca împreună să nu lăsăm să moară încă o dată prin uitare. Vă rog să apelăm la neuitare și să continuăm comemorarea lui și să-i citim operele și să știm că a fost un român adevărat și un mare om de cultură. Vă mulțumesc, îmi scuzați emoțiile. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Mulțumesc, domnule Lucăr, pentru revocare. Putem să facem și o promisiune că tot în această bibliotecă o să facem și lansarea memoriilor scriitorului Mircea Scarlat. În cadrul Festivalului Național de Receptare Critică a Poeziei, la inițiativa domnului profesor dr. Lucian Strochi, membru al Uniunii Scriitorilor din România, dar și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, la secția Critica de Artă, a luat naștere un frumos concurs. O să vă spună dumnealui mai multe despre regulament, jurizare și toate celelalte. Vă mulțumesc, domnule profesor, că sunteți din nou alături de noi și vă rog să ne spuneți povestea concursului din cadrul festivalului. De acord, dar după cuvintele emoționante ale lui Mircea și ale Ginei Urs, să-i spunem așa, ca prietenă, pe numele de prietenă, și pentru că înainte a avut loc o slujbă emoționantă în care, iată, divinitatea l-a apropiat pe regele Mihai de alt rege, de data asta al poeziei, în vest, deci nu e vorba de Alexandrii, văzut de Eminescu într-o formulare unică, veșnic tânăr și fericit. Eu așa-l văd pe Mircea Scarlat, vesel, tânăr și fericit. Și pentru că această apropiere să fie și mai reală,
Dați-mi voie să vă citesc câteva rânduri care ne-au venit în legătură cu Mircea. Și apoi intrăm în cursul firesc al lucrurilor. Se spune că Dumnezeu, după ce a făcut apele, munții, dealurile și câmpiile, copacii, animalele cu copită despicată și nedespicată, păsările cântătoare și necântătoare, florile, culorile, mirosurile cele mai miresmate, suntele cele mai înălțătoare, s-au oprit mândru de lucrarea sa în cea de-a șaptea zi să se odihnească. Numai că un gând nu-i dădea pace, așa că l-a chemat pe Sfântul Petru și i-a spus, ia spune-mi, Petru, ce mai lipsește acestor minunății? Petre a privit în jur și nu găsea niciun cusur, căci tot ce înfăptise Dumnezeu era bine făcut. A grăit totuși greu, așa, ca să spună și el ceva. Doamne, nimic nu mai e de făcut. Dar ar trebui, poate, să vină cineva și să glăsuiască cu glas de înger despre toate aceste frumuseți. Dumnezeu l-a privit gânditor și l-a întrebat, și cine să fie acel cineva? Doamne, nu pot fi decât oameni, căci lor le-ai împrumutat cuvântul. Oameni, zici? Păi oamenii nu au nici timp să facă de lucrare, ei nu fac altceva decât să se certe între ei, pentru bogății, pentru femei, pentru temnițe. Adevărat gritai, Doamne, dar eu mă gândesc la cei oameni care fac să vorbească pietrele, să șoptească florile, să cânte apele. Acești oameni sunt rari, Doamne, dar de mare preț și se numesc poeți. Și vrei să-mi dau grădina pe mâna lor? Cine știe ce minune mai fac din ea? Doamne, dar poeții nu au altă armă decât cuvântul. E drept că prin cântecele și versurile lor sunt nemuritori, dar cuvântul nu e mai mult decât un abur, o răsuflare a ta. Petru, nu mai trebuie nemuritori. Am făcut zeii și ai văzut ce-a ieșit. Să fac ceva ca poeții să moară foarte tineri, să cânte ce au de cântat și apoi să se stingă. Apoi Domnul și Petru trecură vreme de câteva clipe, adică veacuri. Și totuși, așa cum sunt ei poeții, nemuresc lucrurile prin versuri și cânt, ar trebui să fie și cineva care să-i nemurească predânșii, că prea se sting precum florile, e optică, de inimă rea, de iubire. M-am gândit la ceva, la cineva. Spune, Petre, nu te sfii. Să aibă de ei grijă criticul, să-i prindă în catastiful lor, lui, în istorie, să-i treacă prin mit. Bine, Petre, înțeleg că vrei pe cineva care să nemurească poeți. Așa e. Bine, dar dacă e egal cu mine, căci ce altceva înseamnă să nemurești oameni, atunci să moară și el tânăr. Acesta să fie prețul pentru puterea lui. Așa să fie, Doamne. Bine, gândește-te și alege tu. Și Petre a stătut o zi, două, nouă, și cele din urmă se împățișă Domnul. Doamne Dumnezeul meu, cred că am găsit. Domnul care le știa pe toate zâmbi și întrebă, și cine e și cum l-ai ales? Doamne, știi că am un catastif în care sunt trecute toate datele despre oameni. Despre cei care au fost, despre cei care sunt și despre cei care vor fi. Și am ales ca omul nostru să se nască primăvara, în luna florilor care-i prier, și să moară când mor și florile, adică în ultima lună a anului, în decembrie. Locul unde se va naște, să amintească de cer. Și-am ales Cervenia. Data nașterii să aibă de trei ori numele tău, care e unul. Să aibă de două ori semnul Sfinte Trei
și să aibă cifra actului, care se știe 5 cât degetele de la umele. Iar ziua nașterii trebuie să fie una perfectă, 10. Așa încât am putut desluși data nașterii. 10 aprilie 1951 și data morții. Am ales să fie de două ori cifra ta, apoi de două ori cifra timpului și a lui Iisus și a ieșit 8. Și din nou de două ori sunt a treime și la sfârșit cifra 7, care să fie cifra sa, adică a inițiatului. Așa încât am putut desluși și data morții. 18 decembrie 1987. Și după cum vezi, Doamne, cifrele sunt în scădere. 9, 8, 7. Și ce ai mai găsit în catastipul tău, Petru? Numele criticului. La datele pe care le-am desfășurat, am găsit un singur nume. Mircea Scarlat. Domnul căzut pe gânduri. Poate că acum îi părea rău că se plipise, că ceruse ca viața lui, a criticului, să fie scurtă. Așa să fie. Va trăi puțin, dar va scrie cât alții în multe vieți. El va fi furnica mea, iar ceilalți critici vor grăie. Și numele îmi place, e nume de Domn. Și apoi scara lată care duce până la mine. Și astfel a apărut pe lume Mircea Scarlat, cel ce avea să ne murească poeții într-o istorie a poeziei românești, cum nu se mai scriseze până la dânsul. Mulțumesc! Ca să concurez pe Gina, am să spun că și acesta e un manuscris, chiar dacă e dactilografiat la mașină, și vă cer tuturor voie să am și eu emoții. Și am, și când spuneam că Mircea n-a murit și că e veșnic tânăr și fericit, jur că ceea ce spun e adevărul adevărat. Uitați-vă, e poza așa cum l-am cunoscut și uitați-vă la băiatul soților Ursu, la Radu, are exact privirea lui Mircea. L-am urmărit în timpul slujbei și vă asigur, o privire ușor ironică, o privire înțelegătoare, o privire care spune chiar cât o istorie. Asta ar fi una. Cum l-am cunoscut? L-am cunoscut din întâmplare în bibliotecă. Nu se putea în altă parte. Și aici deschid o mică paranteză, într-o convorbire telefonică, Gina îmi spune, dar nu știi de cu tare fată care era colegă cu el? Nu, că noi citam cărți, nu citam fete. Și ne întâlneam de dimineață, eram pe la anumite cursuri de socialism științific, de sociologia literaturii, și veneam și încercam să ajungem primi, să punem mâna pe cărțile cele mai bune, cele mai răbdite, eventual unele care mai erau la strip secret sau la așa mai departe. Și ca să corupem bibliotecarii, că cine nu poate fi corupt chiar și un bibliotecar, îi dădeam nelei bibliotecara, sper să mai trăiască, deși era ceva mai vârstă ca noi, câte o ciocolată rom, că atât ne puteam permite din cursa noastră de studenți. Și la un moment dat Mircea a spus, ce ar fi să mărim tariful, să cumpărăm o ciocolată de 7 lei, nu de 1,50 cât era respectiva. Și într-adevăr i-am oferit o ciocolată, am măruit. Și Nela a făcut o excepție, a mai stat o oră, deși avea copil mic și soț, nu știu cât de mântuitor. Așa l-am cunoscut. Apoi am observat ceva. Ca orice mare personalitate, Mircea era respectat, atât de profesor, cât și de colegii săi, foarte respectat, dar nu foarte iubit. Și pregătindu-mă pentru această manifestare, am citit cam tot ce se putea despre ce s-a scris despre Mircea. Și câteodată vezi câte o mică, că nu e așa, că e pe dincolo, că nu interpretează, că e adeptul cifrei seci, că încearcă să epuizeze subiectul ca și cum ăsta fi un capitol capital, un păcat capital.
Repet, atunci când am pornit la această treabă care ne unește pe toți, nu știam, dar nu pe dată, nu știam că voi primi un număr de peste 100 de manuscrise. Nu știam că îl voi întâlni pe Șerban, care nu s-a comportat ca un soț, ci ca un băr de al doilea, ca să spunem așa, și s-a implicat total. La un moment dat chiar ajunsesem la o iritare, că vreau să vadă totul, dar uitam că și eu vreau să văd totul. Adică eu vreau să văd cum arată medalia, ei vreau să vadă cum arată afișul. Și așa mai departe și ca și cum ne-am fi suspectat reciproc. În fond, doream ca totul să fie bine. Și acum să trecem la ceea ce înseamnă referat. Și voi da cu două precizări. O prietenă de-a noastră, Victoria Fonari, mi-a dat telefon. Trebuia să fie la ora asta aici. Încă n-a ajuns, pentru că bunii noștri prieteni, români sau neromâni, dar pământeni, au ținut-o aproape 3 ore în vamă. Deci m-a întârziat, dar m-a venit sigur. Iar Culiță Ușurelu are niște probleme de sănătate, culmea și el și soția. În rest, suntem... Și domnul doctor. Iar domnul doctor Arnătescu va veni spre sfârșitul manifestării, fiind de gata. De fapt, noi inițial am vrut ca manifestarea să fie exact la împlinirea 30 de ani, dar avea doamna doctor gata. Deci, apoi s-a pus problema să o facem pe 17, apoi pe 16. Deci, ca și cum Mircea ar fi refuzat omagierea lui. Ca și cum ne-a fi spus, eu sunt viu, nu am nevoie de așa și ceva și într-un fel este viu. Acum dați-mi voie să citesc câteva rânduri și eventual să comentez ceva. Referat. Pentru Festivalul Concurs Național de Receptare Critică a Poeziei Mircea Scarlat, inițiat de familia scritorului Mircea Scarlat, Revista Sacri și Societatea Culturală Crepsida s-au primit în total 126 de manuscrise. Juriul format din Georgeta Florentina Ursu București, membru a familiei scriitorului Mircea Scarlat, Cornel Paiu, preot, poet, critic, președintele Societății Crepsida Roman, dr. Dan Gabriel Albătescu, roman, scriitor, membru conducerea Societății Crepsida Roman, Vitoria Fonari, Chișinău, profesor universitar, doctor la Universitatea Ion Creacă din Chișinău, Culiță Ioan Ușurelu, Panciu, profesor, directorul revistei Salonul Literar și președintele Ligii Scriitorilor din Vrancea, Cristina Panai, roman, din Roman, directorul bibliotecii George Radu Meridon și subsemnatul, în calitate de directorul revistei Asachi, ca președinte al juriului. Au citit manuscrisele și, firesc, în final, s-au oprit pentru premiere la cele mai valoroase. Juriul a hotărât cu majoritate de voturi să fie conferite următoarele premii. Și acum am să rog pe doamna doctor Ursu, în calitate de să ofere premiile. Vreau să spun de la început că respectăm strict regulamentul și vom oferi, prin intermediul familiei, o medalie, o diplomă, un colet cuprinzând cărți, o carte poștală, în cazul marelui premiu și o sumă de bani. Și sigur, materialele din concurs vor fi publicate în cel puțin 3 sau 4 reviste, iar cu unele din intervențiile de astăzi și cu cele mai reușite materiale, sper că până la ediția a doua să publicăm un volum omagiat. Gina nu a spus un lucru. A spus numai că a fost un bun român.
dar printre cărțile lui se găsește și o antologie unirii. Și am să insist ca editura papirului, ținând cont de faptul că a deschis rubrica centenar, să republice această antologie a unirii ca o primă carte. Nu vor urma probabil și celelalte. Prin urmare, să vedem cine sunt câștigătorii. Ne-am oprit la 4 câștigători, un mare premiu, un premiu întâi și un premiu 2, din păcate, un premiu 3, din păcate premiul 3 nu poate veni din Republica Moldova, dar prin victoria Fonarii îi se vor da atât de informat cât și cărțile cuvenite. Deci, doamna doctor, marele premiu, scriitorul Petru și Andrei din Puiești, Brăila. Și cartea poștală, și partea familiei noastre. Vă mulțumim foarte mult și pentru participare. Vă dorim mult succes în toată activitatea dumneavoastră. Doamne. Și poate vă gândiți să scrieți ceva și despre Mircea Scarlat. Categoric. Chiar în final vor dori câteva intervenții laureați. Să-mi dați voie să... Doamnelor și domnilor, stimați prieteni, pot să spun, numele meu este Andrei Petru, mi-am luat numele de poet Petru și Andrei, cum mă desmia da acasă și cum îmi spunea tătipul meu spiritual, starețul Mănăstirii Neamț, Arhimandrit Irineu Chiorbeja, căruia i-am dedicat primul meu volum de versuri. Marele romancier rus Mihail Sholokhov, atunci când s-a dus să-și mâneze, să primească premiul Nobel, se spune că a ajuns până la microfon și a spus două cuvinte. Ia pil, adică sunt beat. Ce putea să spun un rus? Tot de o beție e vorba și la mine, de o cu totul altă beție. Premiul vine pe mâni bune, spun eu, pentru că sunt născut în comuna Români, județul Neamț, și cu câțiva ani în urmă, ziarul de Roman mi-a luat telefonic un interviu. Tânăra ziaristă nu știa unde este comuna Români și mi-a cerut explicații. Eu fiind prin repartiție ministerială, după terminarea facultății, am fost repartizat împreună cu jumătatea mea mai bună, aici de față, având media peste 9, la liceul din Puiești, la 27 de kilometri de Bârlad și la 80 de Bacău. Ne-am dus acolo pentru 3 ani, pentru că aveam contract cu facultatea, să stăm 3 ani până la definitivat. Am stat după aceea 33 de ani și pe urmă am stat 40 și stăm și acum, pentru că ne-am legat de zonă, am construit un liceu nou și am făcut multe, multe lucruri acolo. Așa încât, explicând de tinerii ziariste unde este comuna Români, ca să înțeleagă, i-am spus, este între unghiul Bermudelor, între Piatra Neamț, Roman și Buhuș. Și atunci articolul în ziarul de Roman, îl puteți căuta, a apărut așa, poetul din triunghiul Bermudelor. Eu sunt. Și tot ca să vă amuz... Mai am o mică glumă. De regulă, într-o adunare unde sunt oameni cărora le place umorul, oameni de spirit, încep prin a spune că istoria literaturii române mă va reține ca pe poetul mai mare decât Mircea Cărtărescu. Se face liniște, înainte ca 2-3 să ridice să mă ia la palme, spun, poetul Dâmbovițean s-a născut pe 1 iunie 1956, iar eu m-am născut pe 1 iunie 1946. Eu sunt mai mare ca ăsta cu 10 ani. Spuneam că premiul mă onorează, mulțumesc
doamnei Gina Ursu, mulțumesc maestrului Lucian Strochi, vă mulțumesc dumneavoastră. Vreau să spun că deja am făcut câțiva pași înainte, am scris deja despre preotul poet Cornel Paiu, o recenzie cu un titlu inspirat, spun eu, Poezia înveșmântată în odăjdii de taină. Am scris despre maestru Lucian Strochi, dar voi mai scrie, și am scris despre prozator, chirurgul prozator Dan Gabriel Arvătescu. Sper să vă placă tuturor atunci când veți vedea recenziile apărute în revista Asahi sau în revista Plumb sau în alte reviste. Sunt și reviste bârlădene, Bahatul, Viața Noastră, Arheu. Și deocamdată atât. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc! Și nu ne-ați promis ceva ce veți mai scrie cu Mircea Scarlat, vă rog. Cu siguranță va scrie. Dar vreau să spun că deja în biblioteca mea am descoperit această carte. Mi se pare extraordinară pentru că iată, este un eseu, o ediție dedicată poetului ermetismului canonic și în această privință poate fi comparat cu mari poeți ai lumii, Ion Barbu, iar criticul Mircea Scarlat, unul din cei mai înseamnă, dacă și Nicolae Manolescu a recunoscut că este înaintea lui. Ne uimește că în doar 36 de ani a construit o operă monumentală care pe noi ne obligă și pe noi să facem mai mult decât am făcut. Vă mulțumesc! Mai vreau să adaug ceva. Revista și Societatea Crepsitra îi oferă și un trofeu din partea ei cu ocazia 10 ani de când Crepsitra ființează, iar personal Părintele Paiu a ținut să îi ofere și o frumoasă icoană. Deci se adaugă tuturor acestor premii. Premiul întâi. Scriitorul Liviu Chisor din Bacău. Aici aș vrea să fac o precizare. Premiul este absolut bine meritat, dar din câte sunt informat, și de obicei nu sunt informat greșit, domnia sa este cel mai tânăr membru al Uniunii Scriitorilor. Felicitări! Vă rog să-l aplaudați! E foarte greu să nu să fii scriitor, ci să fii membru al Uniunii. E un paradox, dar ăsta e adevăr. Mai vreau să spun despre domnia sa că dacă cel mai bun critic literar pe care l-a avut și l-are România în materie de istoria poeziei românești, să mâne Mircea Scarlat, eu cred că domnul Liviu Chiscop și-a legat definitiv numele de un mare poet român, care este George Bacovia. Am curajul să spun că l-a citit pe Bacovia nu numai de la stânga la dreapta, ci și de la dreapta la stânga, că poate să ne spună viața acesteia pe zile, poate că nu, dar pe săptămâni, sigur. Deci este un exeget extraordinar, iar eseurile domniei sale absolut convingătoare. Felicitări și iată, încep să curgă premiile. Să știți că premiul a fost acordat înainte de a deveni dumneavoastră membru al Uniunii, deci nu ne-am lăsat influențat de o conjunctură, totuși. Și așa cum am convenit înainte, domnul Liviu Chiscop vrea să spună câteva lucruri despre Mircea Scarlat, dar după ce va primi premiul și tot ce se întâmplă. Felicitări și mulțumim foarte mult pentru participare, mult succes! Da. Și să știți că puțini
au această medalie, este o medalie de mare preț. Filateliștii știu ce spun și astea sunt doar câteva exemplare, sunt făcute la monetăria statului și o să revin asupra lor, sunt foarte frumoase. Potiți, domnule Liviu Iscop. Cred că nu este nevoie de microfon. Sigur că da, fiindcă noi ăștia tineri avem destul volum, destul potență, nu-i așa, ca să ne facem auziți de tot auditorul, de onorata asistență prezentă aici la acest eveniment care a fost, să vă mărturisesc, peste așteptările mele, deosebit de frumos, de bine organizat și emoționant, aș spune, cel puțin pentru mine. Aș vrea să mulțumesc organizatorilor pentru faptul că am fost invitat, pentru faptul că am fost premiat, doamnei doctor colonel, am înțeles, domnului Lucian Strochi, care este un cărturar, un fost coleg, cum a spus domnia sa, a lui Mircea Scarlat, să le mulțumesc și să-i felicit sincer totodată pentru această acțiune deosebită și binevenită. Într-adevăr, era nevoie de marcarea acestui eveniment ca să ne aducem aminte de Mircea Scarlat, de un cărturar, de un mare cărturar cu vocație complexă, cum am scris aici într-un medalion pe care sperăm să-l publicăm în revistele de cultură. Mircea Scarlat, 30 de ani de la moarte, un critic cu vocație complexă, cum s-a spus, fiindcă nu a fost doar autorul volumelor de istoria poeziei române, ci a multor altor cărți. Am studiat, am revăzut lucrările lui Mircea Scarlat, ce s-a scris despre el, ce a scris el, am alcătuit și o cronologie completă despre viața și opera sa, care de asemenea poate fi publicată, este publicabilă. Bine, o să iau adresele de e-mail, să le trimit, le scriem pe calculator și le trimitem spre publicare. Despre Mircea Scarlat s-au spus și aici lucruri foarte interesante și adevărate. Nu aș avea prea multe de adăugat. Bine, aș putea vorbi foarte mult despre el și despre opera sa, despre poezia lui, despre cele 4 volume de istoria poeziei românești, dar nu vreau să depășesc timpul care mi-a fost acordat, să nu abuzez de răbdarea dumneavoastră, fiindcă sunt emoționat, am adus aici și cărți pentru a le oferi bibliotecii, am convenit cu domnul Lucian Strochi asta, am adus 10 titluri din cele 24 pe care le-a scris, am ales și cărți despre Eminescu, despre Bacovia, despre Alexandrii, cărți de critică de întâmpinare, cărți de istorie, monografii de scriitori, adică am ales 10 titluri diverse din activitatea subsemnatului și recitind, revăzând activitatea lui Mircea Scarlat, mi-am dat seama că există o serie întreagă de similitudini între el, întâmplător, coincidențe întâmplătoare, fiu de cadre didactice, ca și el. El s-a născut în Cervenia, în județul Teleorman. La Alexandria a urmat gimnaziul apoi și liceul. În 1970, la absolvirea liceului, s-a dus la Institutul Pedagogic, unde a stat un an, a renunțat pe urmă, a pierdut anul respectiv și s-a înscris din nou la Universitatea din București, la Facultatea de Litere, de Română-Franceză. Și întâmplător, deci cum vă spuneam, și eu am trecut tot la fel la început, din alte motive, de origine socială, politică, am fost nevoit să trec prin Institutul Pedagogic, am absolvit și eu Facultatea de Română Franceză la Universitatea din București. Aceleași motive au ajuns la Alexandria. Interesant, fiindcă el este mai tânăr și știam că nu. Iată, încă o coincidență. Da. Am absolvit, deci, ca și el, Facultatea de Română Franceză la Universitatea din București. Mi-am publicat și eu, ca și el, lucrarea de licență.
În fine, am fost și eu ca și el profesor de franceză la un liceu, el a fost profesor de franceză la liceul Alexandru Ghica din Alexandria între 1975-1983. În 1983 trece secretar la Asociația Scriitorilor din București, se ocupă de editarea almanacului literar și debutul absolut s-a întâmplat, ca și în cazul meu, am adus aici cărțile respective, cu o recenzie, cu o cronică literară în ziarul Teleormanul, deci cu critică în finale. La fel scrisesem și eu tot atunci despre debutul lui Adrian Păunescu, al lui Nicolae Breban și altora, dar debutul său editorial se produce mai târziu, 5 ani mai târziu, cu introducere în opera lui Miron Costin, și în 1976, când avea 25 de ani, și mă gândeam că sunt niște coincidențe tulburătoare. Miron Costin, de fapt, nu întâmplător l-a ales, este primul poet în adevăratul sens al cuvântului, poet cult al nostru, fiindcă Dosoftei cu ceva mai înainte tradusese doar psalmii, psaltirea în versuri. Mircea Scarlat a investigat 3 secole de poezie românească, de literatură, de fapt, fiindcă nu poți să te partajezi întotdeauna un scriitor, creația lui lirică, de creația epică și așa mai departe, a trebuit să scotocească, să scociorească, cum spunea Manolescu, prin arhive, prin biblioteci, 3 secole de literatură, de poezie românească, de la Dosoftei și Miron Costin, și până la Lucian Blaga, acolo se termină volumul 3, volumul 4, care a fost editat de către Nicolae Manolescu, postum, da, în 1990, continuă activitatea aceasta. A scris și antologie, o antologie a Unirii, cum bine s-a spus aici, 1918-1983, publicată de el în 1983. Și aceste antologii erau, de fapt, niște anexe la cercetarea, la activitatea lui intensă de cercetare. A mai scos încă 2 antologii, anterior, o antologie de poezie românească veche, o altă antologie de poezie simbolistă, Climat poetic simbolist s-a intitulat, a scos cele 4 volume celebre, de neîntrecute până astăzi, zic eu, de istoria poeziei românești, dar a scris și monografii separate, sunt unele, le-am văzut aici expuse, despre opera lui Ion Barbu, despre Cezar Petrescu, introducere în opera lui Cezar Petrescu, și n-am văzut aici, lui Cezar Boliac, mă scuzați, da. Și el considera și pe bună dreptate că sunt 3 probe de foc în poezia noastră. Eminescu, da. Eminescu și Bacovia și Ion Barbu spunea, dacă aceste 3 probe de foc sunt trecute de un critic, înseamnă un examen deosebit de valoros. Și într-adevăr, el s-a ocupat în lucrări separate despre acești 3 mari poeți, în volumul 2 despre Eminescu și Bacovia. N-am văzut aici să o carte, aceea despre George Bacovia, apărută chiar în anul morții sale, în 1987, George Bacovia, Nuanțări, o am aici, am adus exemplare de la Biblioteca Județeană din Bacău, nu întâmplător, ca să vedeți că Mircea Scarlat este încă citit și studiat intens și astăzi, de către elevi, de către studenți, de către profesori și specialiști critici și istorici literari. Cărțile sale, uitați, au fost uzate, rupte la bibliotecă, au trebuit să fie date la legat, au coperta pusă din nou și sunt subliniate aproape în întregime, uitați, cu diferite culori, de diferiți cititori, este o dovadă materială că Mircea Scarlat este încă citit și este util generațiilor tinere de elevi, de studenți, de profesori. Și este o constatare pe care am făcut-o acum. El nu spune aici, adică ceea ce spus el este aproape esențial, sunt adevărul sentențioase, apoftegmatice în tot ce spune. Adică e greu să găsești o frază, un pasaj despre care să spui că nu este interesant sau nu este relevant. A mers la esențe. Ceea ce spune el în cărțile sale este fundamental și este o istorie a poeziei românești, de fapt, neîntrecută, spuneam, este realizată la nivelul ceasului de acum pe baza cercetărilor de ultimă oră din domeniul poeticii și al semioticii,
de 100 de ani încoace, începând cu Ferdinand de Saussure, cei care știu, da, despre Northropie, Roland Barthes și Hugo Friedrich și alți cercetători, deci de ultimă oră, este singura istorie a poeziei românești semiotice, de fapt. Cum spunea și Alex Stepănescu foarte bine, este un maiorescian, de fapt, care a realizat o istorie semiotică, vorbește de semnificant și semnificant, de fapt este problema despre conținutul și forma operei literare. Dar este un limbaj de specialitate și un nivel de cercetare de ultimă oră, la nivelul ceasului de acum, care este încă un merit al lui Mircea Scarlat, pentru care merită să fie studiat, cercetat în continuare și să scriem despre el. Mulțumesc încă o dată și... Mircea Scarlat a scris și un roman la 20 de ani și a fost publicat în anul 2002, Romantic întârziat. De asemenea, a fost un mare filatelist și a apărut și o carte scrisă despre el, cu articole filatelice, a primit numeroase premii naționale și internaționale. Practic, tot ce făcea el era tindea spre perfecțiune. Nu putea să meargă la mediocritate. Mergea la vârf. Așa cum a spus și domnul profesor, tot ce a făcut, a făcut la ora actuală, în anii 80. Să nu uităm și ce vremuri erau atunci. Mulțumesc! Se cuvine să mai spunem câteva lucruri despre Mircea, dacă vor mai fi intervenții, dar ar vrea să spun că la un moment dat, observând cum lucra pe fișe de A5, așa, l-am întrebat, așa, întrebare prostească, dar poate și firească, cam câte fișe are. Zice, numai pentru volumul 1 am 2 geamantane. Asta a fost răspunsul lui. Nu știu dacă a fost un răspuns ca să mă dezarmeze sau nu, dar gândiți-vă că era perioada când nu existau computere, când totul se scria de mână și mărturisesc că, fără să mă compar cu el, Doamne păzește, m-am trezit și eu cu zeci, sute de plicuri fișate, dar unul din îndemnuri a venit de la Mircea. Apoi a mai fost, trebuie să mărturisesc păcatul, nu vorbeam despre fete, că stând unul lângă altul, sigur nu poți să chiar să citești numai așa, mai schimbam câteva opinii, între altele despre filatelie. Și el, eu am spus că am câteva timbre, colecții și așa mai departe. El a fost foarte generos cu mine, m-a lăsat să vorbesc și pe urmă mi-a spus, știi, dacă vrei să ai așa, trebuie să ai Michelul, Zumstein, cutare și așa, da, ușor. Bun, după ce ne-am studiat și eu, mi-a spus ca să pot purta o discuție tehnică. M-am ambiționat și am spus, știi, vreau să fiu membru într-un juriu internațional de filatelie. Și am zis, perfect. Zice, sunt trei condiții. Prima, o medalie de vermei, sau două de argint, sau trei de bronz. Hey, când am auzit de așa ceva, adică fă proba totuși că pot să fac. Și vreau să vă spun că prima mea expoziție medaliată cu medalie de argint s-a făcut cu exponatul pictura, o lecție a privirii la poșta centrală din Piatra Neamț și vă spun, a luat medalia de argint. Ei, între timp n-am mai fost nevoie de o a doua, am devenit membru în juriu internațional și am fost la un Balkanfila, la Sofia, într-un juriu. Deci am competențe în materie de filatelie, prietenul Dan Dimitriu știe, nu și în cărți poștale, întreguri sau ceva, care e cu totul altă poveste, altă știință, altă dezvoltare. Oricum, vreau să vă spun că el era într-adevăr un perfecționist. Asta i s-a și reproșat, că este omul detaliului absolut. Dar eu vreau acum să fac
pentru dumneavoastră, cu riscul de a enerva pe unii, distinția care există între istoric și critic literar. Istoricul de literar este cel care citește tot ceea ce făcea Mircea. Istoricul literar este cel pentru care orice manuscris are aceeași valoare, deci orice manuscris e comparabil cu alta și au toate aceeași valoare, fie că e de Eminescu, fie că e de Alexandrie, de Blaga, sau de Conachi, sau mai nu știu cum. Criticul face ierarhii sau ceva. Dar mie mi se pare sincer că e mult mai greu să fii istoric literar decât critic literar. De asta întotdeauna când unii au încercat să-ți spună istoric literar, am spus nu, nu am competențe, nu pot să spun, pot acoperi anumite perioade. Ori nu vreau să vă spun ce a zis Rotaru, Ion Rotaru, da, despre Mircea. A zis, diavolul ăsta mic, zice, măi, citește mai mult ca mine. Zic, dar nu mi se pare normal de un profesor, dumneavoastră mai citiți și altceva. Lasă-mă, dragă, că nu e vorba de ăștia ca voi, care scrieți toți bine, că nu mai știți din care să alegi. Mai scrie și voi, mai prost, mai așa, mai să mai putem face ceva. Dar zice, scrie de literatura veche. Păi zic, și ce e rău în asta? Păi cine mai zice, se ocupă de literatura veche? Deci, el avea această vocație a cuvântului rar. Pentru că cei care sunt cu adevărat poeți și din punctul ăsta de vedere spun că Mircea era și poet. Chiar dacă nu era un poet, știu, are și poetita, dar nu vreau să avansez, este cel care simte vocabula. Păi dacă spui acolo și zum și plânsem, ai unul din marile versuri ale literaturii române. El asta făcea. Și ca program a avut o chestie foarte interesantă. Și a impus de la început o treabă nemțească, apropo de influența pe care o avea Maierescu asupra lui. El a spus așa, mă interesează textele în care autorul este conștient de faptul că face literatură. Poate să fie un text bun, dar care să fie așa o emanație gen vierme de mătase și iese firul, mă interesează ca omul să conștientizeze faptul că el comite un act literar, un act poetic și așa mai departe. Și așa a acționat. Vă spun, mă uitam zilele astea, în primul rând pe istoria poeziei românești, și spun că așa cum se întâmplă cu câteva cărți, cu Călinescu, cu istoria sa, cu anumite alte cărți dedicate unor perioade, istoria poeziei românești nu poate fi depășită. Poate fi continuată și aici aș spune că ar vrea să se nască un alt Mircea Scarlat, care, iată, aici în sală sunt poeți romașcani. Mă uit la Silvia Mândășescu, mă uit la Eva Laza, mă uit la Mircea Bostan. Deci numai cei pe care i-am văzut, probabil mai sunt și alții. De Violeta Lăcătușu, cum mi se spune, nu, n-am văzut niciodată. Este, este, da. Păi dacă nu ridică mâna, așa. Ea e modestă ca întotdeauna. Bine, mă scuzați, acum e romancieră și pictoriță și, mă rog, mai puțin poet. Glumesc, evident. Ea a debutat prin poezie. Nu știu dacă a ajuns Andrei Andrușcă. Eu mai am o completare. Da? Oh, ce bine! Bravo! Chiar de aplaud! Să vă spun de ce. Pe lângă faptul că e doctor în filologie și scrie absolut admirabil, este și fericita mamă a unei teone aflată la... Doi ani. De doi ani. Și atunci a fost... Mulțumesc, Andreea, că ai venit. Chiar este un efort. Și mulțumim foarte mult pentru participare și pentru... Mulțumesc eu pentru încrederea acordată și pentru inițiativa acestui minunat eveniment cultural și sper să fiu prezentă și la prima ediție.
Vă rugăm, vă invităm. Mulțumesc! Vreau să fac o completare apropo de continuarea istoriei poeziei românești. Mircea își făcuse un plan. Acest lucru cred că era cunoscut în lumea lui și mai ales în familie. Trebuia să fie istoria poeziei românești în 5 volume și să o încheie în 2005. N-a știut că timpul nu-i mai mai da acest răgaz. Și vreau să vă mai spun că Mircea a fost căsătorit cu Dora Scarlat din anul 1975. Ea era o colegă de facultate, a fost translator de limbă franceză la Uniunea Scriitorilor, el fiind secretar literar al Uniunii Scriitorilor din București. Completare la completare s-a ocupat de manacul literar, da, foarte multe vreme. Da, sigur. Păi am avea, vă spun, am avea o săptămână de copii. Și din păcate Dora, în momentele grele, l-a părăsit, a avut o viață, adică într-adevăr de roman Mircea, l-a părăsit pentru scriitorul Constantin Țoi. Și viața ei a fost de asemenea scurtă, de asemenea tulbure, iar Mircea a murit trist și alături de părinții lui. Țoiul a murit, Constantin Țoiul a murit. Da, bine, acum nu vreau să spun nimic, nici despre Dora, nici despre altceva, dar sunt femei care au instinct. Sunt cel puțin 4 femei care au trăit cu 3 scriitori, cu unii chiar căsătoriți fiind. Deci, cazurile sunt cunoscute, nu le mai amintesc. Probabil că se orientează, probabil că scriitorii sunt personalități fascinante, cu siguranță. Dar eu sunt sigur că în generozitatea sa, Mircea e tatăl, chiar dacă l-a părăsit în momente grele, așa cred. Și vă spun, sunt convins, de altfel am și spus-o în final, că acest festival, concurs, eu nici n-aș mai pune concurs, pur și simplu festival, asta este, va trebui, după părerea mea, să fie un itinerant. Nu că romașcanii nu ar reacționa cum au reacționat astăzi. Și după părerea mea, încercând o autoapreciere, faptul că ați venit, că ați ascultat, că v-ați implicat sufletește, este o notă bună pentru toată lumea. Dar cred că ar trebui și Alexandria, și Iașu, și echipa de Cristina să-și asume mai serios calitatea de Luther Cristina Scarlat și Bucureștiul, de ce nu, în așa fel încât Mircea să se regăsească în fiecare dintre aceste localități, pentru că el n-a scris istoria poeziei teleomânene, n-a scris nici măcar istoria poeziei romașcane, ci a scris istoria poeziei românești și, iată, revin, poate simbol, poate cum a gândit la unirea noastră a tuturor românilor. Că asta e adevărata unire. Restul poate fi istorie, conjunctură, dar el ne-a unit prin literă, prin cuvânt, prin pasiune, prin dăruire și cred că prin asta el rămâne. Refuz, repet, să cred. Eu cred că, într-adevăr, fie Sfântul Petru, fie Dumnezeu, fie altcineva, are un catastif unde suntem toți trecuți cu zile de naștere și zile de morții. Cei care am fost, cei care suntem, cei care vor fi. Și pentru că am vorbit de Mircea, se cuvine să amintesc și câteva nume ale colegilor săi. Morți nedrept de tine, critici ei. În primul rând, mult mai puțin cunoscut Doru Miercescu, un om care a intrat în facultate știind 3 limbi și a ieșit știind 14, dar care s-a stins mult, mult prea repede, era bucureștean. Al doilea, Gheorghe Crăciun, cel care are care mi-a fost chiar coleg bun, care a scris istoria literaturii extrem de interesante, culmea, a debutat ca poet, era brașovean, o figură extrem, extrem de interesantă. Culmea, un sportiv, handbalist și așa mai departe, dar, din păcate, dispăruși și el mult prea devreme.
Apoi Alexandru Condescu, care a fost directorul Muzeului Literaturii Române, redactor șef al publicației Manuscriptul, dar poate cel mai important lucru este cel care a îngrijit o ediție exemplară din Nikita Stănescu, Ordinea Cuvintelor. Sigur că, amintindu-l pe Mircea, nu pot să nu evoc o masă a umbrelor, cum a fi spus Ionel Teodoreanu, și să nu adaug pe ceilalți colegi, prieteni, scriitori, care absolut incredibil au trecut dincolo, poate într-o lume mai lipsită de patim, și mă gândesc la Mircea Dendelciu, mă gândesc la Constantin Stan, la Gheorghe Ene, la Ioan Flora, la câți alți scriitori care ne-au părăsit, după părerea mea, mult prea devreme, având foarte multe lucruri de scris, de spus. Așa încât, cred că a trăi mult, a fi longeviv, e în sine un act eroic. Iată, regele Mihai a trăit o vârstă frumoasă, era de la 80 de ani longeviv, era în altă categorie, nu mai era bătrân. Și tot în această categorie a longevivilor se află alături de noi și cu noi Gheorghe Ame Ciobanu, am curajul să spun cea mai importantă personalitate a județului Neamț, căruia îi doresc mulți ani fericiți și să ne trăiască pe toți și mulți ani rodnici, pentru că așa cum se întâmplă cu marele spirite, iată Tizian Pictar și la 90 de ani, iar Gheorghe Ame Ciobanu scrie și în continuare publică, și am înțeles că a pregătit pentru astăzi un cuvânt și vreau că, ca stând jos, să ne spună să se rostească. Ultimul membru al jurului cu... Hai, Victoria, aici! Lasă bagajele, că nu le ia nimeni. Vreau să spun câteva cuvinte despre domnul profesor care face parte din familia Scarlat și care domnul profesor l-a cunoscut pe Marcel Scarlat, tatălui Mircea, și chiar au avut așa o comunicare la nivelul intelectual pe care îl are domnul profesor. Îi mulțumesc foarte mult pentru prezență și rog să spună câteva cuvinte. Mulțumesc tare mult! Stimați atenieni, vă numesc așa, deși ar trebui să vă spun spartani, că aveți o răbdare spartană, nu până acum, de acum acolo. Și mereu spartanii își spuneau, stăpâni, aduți aminte de atenieni. Vă felicit că și dumneavoastră azi v-ați adus aminte de doi atenieni, de regele Mihai, și de dramaturgul și scriitor și criticul artistic pe care astăzi ne aducem aminte de el cu toată privozitatea antică. Mă refer la voivodul cu pantaloni și cu breton, care era model pentru toate frizeriile din țară, a ajuns mai târziu monahul, care, la fel ca și mine, e contemporan cu mine, a ajuns și el să fie, mă rog, la o parte, mă rog, de aici, acum începe altă lume. Mi-aduc aminte mormântarea lui de astăzi și mă duc și cu gândul la legenda germană a lui Friedrich Barbarossa, care a rămas în urmă legenda că el n-a murit. Așa cum a fost o mormântare astăzi, pare că regele Mihai n-a murit, o mormântare legendară, și se spune despre
Francesc Friedrich, că s-a plecat într-o peșteră numită Kiefhäuser, unde a pus capul pe masă și o doarme și o doarme până când într-o bună zi va reveni când? Când vor fi vremurile bune pentru el? Că și eu și el suntem aceeași generație și nu prea am avut baftă la vremuri. Nu-s vremurile sub om și puncte, puncte, puncte. Dumnezeu să-l liniștească și să-i permită ceea ce poate în viață este, eu cred acum luat ca o ipoteză sau poate mai mult ca o dorință, să dorească să devină, cum și dumneavoastră doriți, să vină o vreme când să doriți să fiți dumneavoastră. Nu, cum spuneam, a doua persoană pe care astăzi o aduceți în mijlocul nostru este scribul Scarlat, multiplu scrip, precoce scrip, pentru că, în primul rând, la el trebuie să acceptăm precocitatea, la o vârstă atât de tânără când ne-a părăsit, a lăsat o operă care putea să o scrie doi sau trei o viață întreagă. Mă duc și cu gândul la Mozart, îl compar cu Mozart, și puțin cu Mallarmé, dar cu Mozart care, deși a murit tânăr, ce a scris Mozart trebuia să fie scris de trei compozitori cu viață ca Enescu. Așa avem și astăzi situația lui Mircea, care ne-a lăsat prea multe pentru o viață prea puțin trăită. Nu i-am mai comentat talentul său ca scriitor, astăzi îl comentați ca critic. Să luăm de la început ideea că critică în literatură nu-i tot una cu critica de la ora de dirigenție sau critica din Parlament sau critica de la DNA sau alte domenii multiple cât frunză și iarbă și care sunt toate numită până și filozofia lui Kant e numită că critica rațiunii pure. Critica presupune paralelism, presupune ierarhie, presupune de acum să ai un etalon, oare niciodată evadările umane, cum ar fi mitologia, religiile și mai ales arta, nu au etalon. Deci critică în cultură e comentariu în cultură. Deci ceea ce a vrut să facă Adineaurea Suburbian, Adineaurea critica poeziei la poetul nostru, la Scarlat, asta este sensul. Pe ăsta noi trebuie să-l vedem în astă seară. Un scriitor care, repet, datorită spontaneității sale de neuron, deci nu contează numărul de neuron, contează formula chimică a neuronului, structura și nu sinteza. Cam și eu cap, cum zice poporul. Nu. Neuronul lui, ca și neuronul lui Labiș, ca și neuronul lui Evinescu, ca și neuronul, și ies o enciclopedie întreagă, specia umană nu-i numai sapiens, cum toți se laudă, bancă și-a mai pus în al doilea sapiens. Sapiens nu este un blazon. Deviurgus este un blazon și noi găsim această precocitate în lumea deviurgilor. Și se pare că prin mileniul următoare, dacă mai apucăm acele milenii și nu se realizează anumite calculatoare, atunci omul își va schimba denumirea nu Homo sapiens, ci Homo deviurgus, fără nicio excepție. Toată prețuirea pentru scriitorul nostru, care a știut să îmbine și a și extrage din modalitatea, din viziunea sa estetică, faptul că Scarlat aștept în primul întâi și întâi să se adune anumite informații, nu orice informații, deci informații selective, apoi să le metamorfozeze cu o anumită intenție,
nu a fost numai un acaparator de pagini, nu a fost numai un posesor de bibliotecă, a fost un distilator de informații, după care a luat și le-a corelat, corelatul de acum este primul pas către demiurg și corelarea aceea a dus la augmentarea operei sale, nu augmentare cantitativă, ci augmentare calitativă. Mai departe, în continuare, Scarlat avea să scoată esența, deci plusul lingvistic, plusul cotidian, întotdeauna umbrește realitatea, umbrește esența. Și deci a făcut esențializare, dar nu uităm că a fost și scriitor și esențializarea a combinat-o cu estetizarea. Apoi a transferat-o în lumea creatorilor, deci o treia transferabilitate și în același timp le-a dat posibilitate ceva care încă nu este la nivel de specie umană, dar nici eu, nici regii Mihai nu mai apucăm, dar prevastru poate da, veți apuca o vreme când cel care este receptorul culturii nu va fi numai atent să recepteze cultura, ci va fi atent să surprindă o idee din care apoi să facă și el cultură. Deci este creația recreată. Este un fenomen care va avea loc nu azi, mâine, dar apoi mâine, da. Aș încheia spunând că, de asemenea, Scarlat a dovedit ca nimeni altul și acesta este un har, nu numai un dar, și sunt născute, și anume darul hermeneutic. A văzut fața nevăzută a realului, fața din spatele cărții, fața din spatele tabloului, fața din spatele catedralei. Acesta a fost marele har al lui Scarlat, hermeneutica, pe care, iarăși zic, deocamdată, azi sau mâine, o avem parțial, dar pe viitor va fi homo hermeneuticus. Și în sfârșit, același Scarlat, încât mi-o oferă seara de astăzi, a făcut un fel de ars aberta, cum doreau mai târziu de acum, dar și mai târziu s-a pus punctul mai mult pe această idee, de ars aberta, adică de o asimptotă, nu tangentă, ci numai asimptotă, care să permită în continuare și nu să închidă în continuare, deci n-a fost un scriitor concluziv, ci a fost un scriitor deschis către nu o planetă, ci către univers. Mulțumesc bibliotecii pentru evenimentul care l-a desfășurat astăzi. Mulțumesc familiei Scarlat, familiei cu numele model de codul civil și de codul familiei. Mulțumesc fauna, frumoasa fauna umană și neumană care o are acasă. Ciudă că nu mai eu știu. Și vă mulțumesc tuturor care sunteți în preajma mea și pentru că nu după multă vreme vine triada sărbătorilor, vine acel hat, cum zice poporul, acel scrușe de ieri pe azi, de anul ăsta până la anul viitor și la toate vă urez să fiți, să aveți parte, nu de plusuri, să aveți parte de cumpătarea înțelepciunii. Cineva spunea, inspirat, că viața nu e decât un șir de provocări. Și în urmă cu un an și jumătate, aflat la Sfânta Mănăstire Sfântul Ilie din Toplița,
Am primit din partea starețului acelei mănăstiri o provocare, și anume să scriu despre arhimandritul Mihail Goia, cel care trecuse la cele veșnice pe 3 septembrie. Urma să scriu despre un om pe care nu-l cunoscuse. Mi-a plăcut această provocare. Am avut întâi un manuscris de vreo 20 și ceva de pagini, apoi s-au adăugat pozele din copilărie, documentele oficiale de la, dacă vreți, catastiful, că tot am folosit cuvântul ăsta azi, în care era înscris data nașterii, și până la, dacă vreți, ultimele sprăvi ale domniei sale, culese prin Biograd. A ieșit o carte de 150 de pagini. Spun eu, interesant, întrucât, de fapt, e aproape o antologie, întrucât doi mitropoliți și câțiva episcopi sau telefoanele mele care se răzbună ori de câte ori vreau să... E o alarmă, da? Nu, să știți că nu se întâmplă nimic în atmosferă, nu, niciun cer nebun. Și m-am gândit, dacă într-adevăr provocarea lansată de soții Ursul de Gina și Șerban poate fi realizată, adică cineva care l-a cunoscut sau l-a cunoscut mai puțin, să scrie o carte despre Mircea, o carte despre critic, despre poet, despre filatelist, despre romancier, despre om și așa mai departe. Și una din aceste provocări poate veni de la Cristina Scarlat, vară bună, care nu l-a cunoscut, atenție, pe părul său, regretă enorm acest lucru, dar care, iată, poate să ne spună ceva despre un om pe care nu l-a cunoscut. Cristina, te invit să spui ceea ce dorești. Mulțumesc, o să vorbesc fără microfon, și-mi permite să vorbesc cu în picioare. Dacă antevorbitorii mei au avut privilegiul să vorbească despre un om pe care l-au cunoscut, din păcate eu sunt vara care îl cunoaște, l-a cunoscut pe Mircea din amintirile celor din familie, așa că ceea ce vă voi spune este un pic diferit de ceea ce s-a spus deja, dar sper să fie la fel de din suflet și care să facă marca a ceea ce simt și a ceea ce s-a întâmplat astăzi legat de numele familiei Scarlat. Deci amintiri despre vărul plecat printre stele. Despre oameni care ți-au marcat viața, ca și despre cărți, scritori sau filme care au trecut prin inima ta, îți amintești ca despre ore astrale ale ființei, marcatoare de destin, care au trasat scurșe groase de lumină pe tabloul ființei tale. Copil fiind, au fost dese momentele în care, în familie, se vorbea despre tânărul Mircea, verișorul prea repede plecat printre stele. Nu l-am cunoscut decât din aceste povești, din cărți, din articolele despre el, care continuă și azi, la 30 de ani de la plecarea lui, să apară în reviste literare de prestigiu, purtând semnătura unor reputați critici literari. Îmi amintesc că acum vreo câțiva ani, profesorul Iulian Boldea, distinsul critic, a publicat un amplu material despre Mircea în România literară. I-am scris distinsului profesor cu reală emoție, îl cunoșteam via e-mail ca și colaborator în calitatea mea de doctorant și apoi de postdoctorant în științe filologice, când trimiteam texte spre publicare în revista de la Cluj pe care distinsul profesor o orchestrează cu măestrie. Îi mulțumeam pentru proaspătă aducerea aminte a muncii inovatoare a talentatului critic dispărut, prematur, autor al primei istorii a poeziei românești, cum s-a menționat. Recitesc apoi articolul din 2003 din România Literară, semnat de Alex Ștefănescu, cel care, iarăși, ne-l readuce aminte pe Mircea, criticul, așa cum a fost. Vorbeam de ore astrale. N-am să vorbesc de cărțile și scriitorii sau filmele care mi-au marcat destinul. Am să amintesc, în schimb, de momentul în care, copil fiind, căutând în cutia cu fotografia familiei, am găsit un alb-negru, de pe cartonul vechi, îmi zâmbea nefiresc de larg și de îngeresc un tânăr, de care nu mi-aminteam să-l fi cunoscut. Tata mi-a spus că e vărul meu, Mircea, scriitor plecat spre stele. Imaginea acelui chip mi-a rămas imprimată
Murzeala amintirilor, ca un timbru de colecție într-un clasor de lux lichisit. M-a surprins mult acea fotografie. Întâi zâmbetul care îl descrie pe cel care ne dorește până în adâncurile ființei, un om de o finețe și de o sensibilitate și de o larghețe sufletească absolut rare, cum mi-au și confirmat toți cei care l-au cunoscut. Și amintirea că le-au plâng, iată și astăzi. Un astfel de zâmbet nu poate să mintă. Întâlnirile mele cu Mircea apoi, indirect, au fost în facultate când studentă eram întrebată de distinși profesori sau colegi dacă sunt rudă cu Mircea Scarlat și răspundeam cu mândrie, folosind întotdeauna prezentul, suntem veri. Dar cele mai directe și firești întâlniri au fost și sunt, bineînțeles, cele prin cărțile sale pe care le-a scris, întâlnirile cu litera textului său, cu gândurile sale lăsate în moștenire. Am simțit întotdeauna regretul că destinul n-a fost configurat altfel, măcar cu câțiva ani altfel, să-l fi cunoscut și în realitate pe Mircea, acasă, la mesele în familie, de sărbători. Ca acum. Să văd pe viu zâmbetul acela nefiresc și să-i aud vocea. Să văd și în realitate lumina acelor ochi, extrem de sinceri și larg deschiși spre lume. N-a fost să fie. Și a mai fost o întâlnire cu Mircea, desprinsă ca din poveste, pe care iarăși nu voi putea uita. Abia acum 2 ani, în august, am intrat pentru prima oară în cimitirul Belu. Gândul meu adânc și sincer era, de câte ori mă gândeam la sau eram în București, că trebuia să ajung să aprind o lumânare la mormântul lui Mircea. De copil vehiculat în familie, aveam deja fixată ideea că Mircea odihnește undeva lângă Eminescu. În ziua aceea de vară, aproape pe înseara, am rătăcit câteva ore bune împreună cu cineva, încărcându-mă de emoția reîntâlnirii, chiar dacă într-un loc de adâncă tăcere și reculegere și de reamintire, cu gândul fix, bineînțeles, de a ajunge la Mircea. Știind că trebuie să-l aflu pe lângă Eminescu, am căutat ceva vreme și, bineînțeles, nu l-am aflat. Pe harta cimitirului, unde am căutat informații, bineînțeles, cum se întâmplă, nu le-am aflat. Cu gândul greu, deși vremea se mohorâsea ploaie și era pe înserat, nu am putut ieși din cimitir, și ne-am îndreptat, eu și prietena cu care eram acolo, spre partea opusă, luând la întâmplare aleile. Îmi trecuse gândul că, dacă Mircea ar fi vrut florile mele, o lumânare și candela aprinse, îl voi găsi. După alte minute bune de rătăcire prin orașul tăcut, la un moment dat, pe o alee, nefiresc, parcă, de prea în drum, am dat de un mormânt pe care se vedeau resturi de lumânări proaspăt arse și flori colorate lăsate grijuliu de cineva. M-am oprit brusc în dreptul lui, am înconjurat cu greu printre mormintele vecine ca să văd ce scrie pe cruce și l-am găsit. N-am putut decât rosti Mircea și ochii mi s-au umplut de lacrimi. Prietena cu care eram a rămas și ea vizibil surprinsă de moment, fiindcă îi spusese în clar motivul pentru care alesesem Belu. A rămas ca moment viu și de poveste. Ultima întâlnire de până acum, dar cu siguranță nu ultima în firul vieții, cu Mircea, e cea de azi, în familie. Când puțini rămași și aduc aminte de el și își stăpâiesc nemurirea. O întâlnire de suflet la 30 de ani distanță, de la nașterea lui dincolo. Cu bucurie în cele din urmă, pentru faptul că un tânăr, cu ochii atât de larg deschiși spre lume, cu un zâmbet atât de nefiresc de cald, rupt din suflet, a trăit printre noi, că purtăm în sânge povești de familie, că ne leagă amintiri trăite sau povestite, că ne cuminecăm azi, iată, împreună, în numele Lui. Te iubim, Mircea! Atunci când am citit acel referat, am pomenit Societatea Culturală Clepsidra. Vreau să vă spun, cu riscul de a irita anumite persoane, că această societate m-a făcut să fiu și eu puțin rămașat. Datorită preotului Paiu, datorită doctorului Arbătescu, tuturor membrilor acestei societăți, am putut apropia, am publicat în revista Clepsidra, am avut cinstea să scriu câteva prefețe pentru editura Papirus Media și așa mai departe. Sufletul
acestei societăți culturale, Clepsidra, iată, ne duce și ea spre nemurire, este preotul, poetul, criticul și pictorul Cornel Paiu. Îl invit de față. Nu înainte de, deci înainte de a da cuvântul, vreau să spun totuși ceva. Părintele Paiu e de o modestie rară. Ați văzut, a fost într-un cor. Nu s-a înghesuit întotdeauna cu pacunii să fie în fruntea bucatelor la meselor sau ceva. Iar lucrurile pe care le face, multe știute, multe nu, sunt într-adevăr fapte culturale și merită atât binecuvântarea autorităților ecleziastice, dar și binecuvântarea autorităților mai omenești și a publicului. Iată, faptul că sunt câțiva preoți aici, cred că înseamnă și o solidaritate culturală cu părintele și, bineînțeles, mi-a fi ușor să prezint aproape pe fiecare dintre dumneavoastră. E și meritul meu că am ajuns să-i cunosc pe toți acești oameni, fie că e vorba de un redactor șef de revistă ca Mihai Știrbu sau profesorul Andone, recent evocat, sau, dacă vreți, fratele lui Șerban Ursu și așa mai departe. Deci, repet, foarte mulți, da. Și, ca să nu mă depărtez, Cornel Paiu, suflet viu, nu mai știu cum se împarte și care cred eu că este un om de mare viitor, dar sigur astăzi e deja un om al cetății. Îl invit să ne spună ceea ce crede domnia sa de cuvință. Iubiți dăruiți și iubiți tăruiți, ca să folosesc o formulă a domnului profesor Ciobanu. Mă gândeam, participând la acest eveniment, că nu mi-aș fi dorit să fiu în altă parte astăzi decât în acest loc, unde se întâmplă un lucru de adâncă emoție, pe de o parte întâlnirea dintre un rege și un Mircea. Și imaginam în mintea mea, ascultând alocuțiunile rostite, formula aceasta: tu ești Mircea, da, rege sau da, împărat. Sigur că poate că noi am putea fi un fel de membri ai unei adunări spirituale, desigur, membri unei adunări care este reunită în numele culturii, în numele credinței, așa cum spunea regele, în numele memoriei. Și am ascultat pe doamna Cristina rostind cu emoție cele pe care le-a rostit și pe toți ceilalți și sigur ne-am încărcat cu această emoție. Ce aș putea eu să adaug aceste emoții? Decât poate propria emoție și felicitările cuvenite familiei Ursu și felicitările cuvenite domnului profesor Lucian Strochi, care este cu adevărat sufletul acestui eveniment, și felicitările noastre domnișoarei Cristina Panainte, care este anfitrionul nostru de astăzi. Premianților, care iată, au venit de la Brlad, au venit de la Bacău, au venit de la Piatra Neamț, au venit de peste Prut, ca membrii ai juriului. Am spus premianți, dar sigur că domnișoara Victorița a fost premianta noastră cu altă ocazie și poate că în acest moment nu facem altceva decât să începem o acțiune amplă dedicată centenarului Marii Uniri. De altfel, domnul profesor Lucian Strochi
aș aminti faptul că în cadrul editurii Papirus Media deja am inițiat o colecție care se intitulează Colecția Centenar. Această colecție deja este marcată de două titluri de carte, au și ieșit din tipar, respectiv Femeie luptătoare între mit și realitate, o carte scrisă de Lavinia Simona Bădulescu de la Curtea de Argeș, de la Câmpul Muscel, și cealaltă carte, Memorii ale domnului Ioan Dobreanu, iată, care a fost și basarabean la origine. În felul acesta vrem și noi să marcăm anul Unirii, cei 100 de ani care s-au scurs de la momentul reînvecirii neamului. Așadar, credință, memorie și morală. În aceste zile mi-am făcut răgaz să citesc câteva fragmente din opera lui Mircea Scarlat. Am în bibliotecă un volum o reeditare a istoriei poeziei românești, volumul 3, și m-a atras zilele acestea să citesc partea dedicată lui Tudor Arghezi, pe care el îl considera foarte interesant, îl considera cel mai mare poet de factură religioasă. Acest lucru l-am întâlnit și la alți critici și cel mai mare poet de factură religioasă, spune el, după Dostoftei. Adică Dostoftei, acel Dostoftei care a scris psaltirea în versuri aici la Roman și sigur a publicat-o mai târziu. Am abandonat, ca să spun așa, tot în aceste zile pentru a citi fragmente din opera lui Mircea Scarlat, am abandonat o altă carte care se intitulează Introducere în poezia americană contemporană. Iată că putem pune în balanță cele două poetici, dacă vreți, nu-i așa, și citind în Observatorul Cultural un interviu realizat de cineva, de un redactor, realizat poetului Paul Vicinius, de la București, care are intenția de a scoate o nouă antologie de poezie de limba engleză anul viitor, a fost întrebat cum ar putea fi puse ele față în față, poezia englezească, față în față cu poezia română. Și el spune atât de frumos: nu are a se teme poezia de limbă română, poeții români, pentru că, într-adevăr, este o poezie de mare valoare. Și mă bucur că, iată, am putut să fac paralele. Cu aceste gânduri, dați-mi voie să vă reamintesc că anul acesta Societatea Culturală a împlinit 10 ani de activitate, o activitate desfășurată pe multe fragmente, pe multe secvențe, și în cadrul Zilei Culturii din ianuarie noi am avut și gala culturii clepsidrice, în cadrul căreia am oferit mai multe premii pentru reviste, pentru cărți publicate în 2016, inclusiv cărți de poezie. De aceea, astăzi, aceste premii au fost înmânate pe parcursul anului în diverse locuri. Unul dintre aceste premii, sau chiar două, au fost înmânate săptămâna trecută și domnul Liviu Chishop este martor. Au fost înmânate la Bacău în cadrul festivalului Crăciunul Scriitorilor, premiul pentru poezie poetului Victor Munteanu, de asemenea premiul pentru revista anului Viața Băcăuană, condusă tot de Victor Munteanu, și sigur a primit un premiu din partea Societății Culturale Clepsidra și revista Plum de la Bacău. În acest cadru aș vrea să îmbânez, așa cum am făcut prin intermediul domnului profesor, un trofeu. Am mânat deja
celui care deține marele premiu, criticul literar Andrei Petruș, și aș dori doamnei doctor, colonel, să-i oferă un trofeu ca semn de prețuire a ceea ce ați realizat cu acest festival. Trofeul. Trofeul Societății Culturale Clepsidra la împlinirea a 10 ani. Vă felicit și eu vă doresc sărbători fericite, sărbători binecuvântate alături de toți cei dragi.